Cantantul manelist Culiță Sterp a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca. S-a urcat băut la volan, a trecut pe roșu și nu a oprit la semnalul agenților rutieri. Frig afară, frig și în case. Sute de blocuri din București, dar și instituții publice nu au apă caldă și căldură de câteva zile. Un nou drog face ravagii în cluburile din București. Substanța G sau Gina este pusă pe ascuns în sucurile și băuturile energizante ale femeilor. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Cântărețul hunedorean Culiță Sterp a fost reținut pentru 24 de ore pentru vătămare din culpă și conducere în stare de ebrietate. Acesta a lovit o mașină după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Mai mult, nu a oprit la semnalul agenților de rutieră și a fugit de la locul accidentului. Astăzi, parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca ar putea dispune o altă nouă măsură preventivă. Culiță Sterp a fost găsit de polițiști ascuns într-o toaletă ecologică din apropierea intersecției. După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto din județul Hunedoara nu ar fi rămas la locul producerii evenimentului rutier, fiind identificat ulterior. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Din fericire, șoferul din cealaltă mașină nu a pățit nimic. A scăpat cu răni ușoare și a fost transportat la spital. Cântărețul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă. A rămas fără permis și a primit și o amendă usturătoare. Nu s-au impus manevre de descarcerare. În urma coliziunii celor două autoturisme, o persoană a fost asistată medical și transportată la spital. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani care a fost transportat în stare de conștiență. La câteva ore după accident, iubita lui Culiță a postat și ea un mesaj pe rețelele de socializare pentru a-i asigura pe fanii artistului că acesta este bine. Cântărețul așteaptă acum ca parchetul din Cluj-Napoca să ia o decizie în ceea ce îl privește. Culiță Sterp este unul dintre cântăreții cei mai apreciați, cu milioane de vizualizări pe rețelele de socializare. Cântăreața Lidia Buble a fost condamnată de Tribunalul București la un an de închisoare după ce a fost acuzată că ar fi mituit doi agenți de la Brigada Poliției Rutiere. Artista nu va ajunge după gratii, dacă sentința va rămâne definitivă, pentru că judecătorul i-a suspendat executarea pedepsei, dar va trebui să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. În timpul restricțiilor impuse în pandemie, Lidia Buble a vrut să mituiască doi agenți de la rutieră cu 900 de lei ca să nu plătească amenda pentru lipsa declarației pe propria răspundere, dar și pentru a scăpa de obligația de a sufla în etilotest. Asta s-a întâmplat după ce s-a sfătuit telefonic cu un cunoscut. Acesta era însă interceptat de procurorii de ICOT. Un bărbat de 33 de ani din orașul Gălățean Tecuci a ajuns după gratii pentru trafic de droguri de mare risc. În urma perchezițiilor făcute la trei adrese, polițiștii au găsit într-un ghiozdan 100 de grame de cannabinoid sintetic încadrat ca drog de mare risc. Anchetatorii spun că pe parcursul anului 2022, bărbatul l-a procurat, deținut, transportat și vândut, fără drept, droguri de mare risc. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Un nou stupefiant face ravagii prin cluburile din capitală. Substanța G sau Gina e asemănătoare drogului violului. Pusă pe ascuns în sucurile și băuturile energizante ale femeilor, substanța le lasă fără apărare pe victimele agresiunilor sexuale. Mai mult, un dozaj neatent, adică o singură picătură în plus, poate duce la moartea victimei. Substanța psihoactivă recent identificată în cluburile din capitală este extrem de periculoasă. Dă halucinații, duce la lipsa oricărei capacități de reacție, dar și la pierderi de memorie. Traficanții îl numesc G. Multe persoane utilizează această substanță pentru a ajunge la anumite episoade de viol, astfel încât persoana să nu știe ce s-a întâmplat de fapt cu ea. Stupefiantul se vinde pe Piața Neagră sub formă lichidă. Cel mai adesea se dizolvă în sucuri sau energizante. Este considerat ecstasy lichid, o substanță care
în urma consumului de o energie foarte puternică, dar aduce și foarte multe momente de amnezie. Apărut recent pe piața locală, drogul este de multe ori vândut în doze care îl pot face letal. Dacă dozele sunt foarte mari, se poate ajunge la deprimarea sistemului nervos central până la apariția depresiei respiratorii cu instalarea stării de comă sau chiar a stopului respirator. Deocamdată, drogul se regăsește doar pe lista Uniunii Europene de monitorizare a substanțelor neclasificate. Se depistează greu întrucât nu are gust, culoare sau miros. Mulți dintre ei nici nu cred că știu că au primit o astfel de substanță. Gândiți-vă că oricine și-ar putea imagina că starea respectivă a fost datorată unui exces de alcool sau a oboselii pe care au regăsit-o în cluburile respective. Specialiștii trag un semnal de alarmă și le recomandă celor care frecventează cluburile de noapte să fie foarte atenți la ce ingerează. Pentru a elimina orice risc, e de preferat să consume doar băuturi îmbuteliate. Natura poate oferi soluții la criza energetică. În vestul țării, apa termală face ca în apartamente să fie cald și bine, iar facturile să fie mici. Veți afla mai multe imediat la Focus. Constanța a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere în topul porturilor europene și a urcat 5 locuri în clasament până pe poziția 11-a. Totul în condițiile în care prin port trece cu un sfert mai multă marfă decât anul trecut. Cel puțin așa arată datele publicate de Eurostat. O creștere mai semnificativă a fost înregistrată doar de un port belgian cu un avans de 27%. Datele anului trecut arată că prin portul Constanța au intrat și au ieșit 67 de milioane de tone de mărfuri. Ponderea cea mai mare o dețin cerealele, urmate de petrol, minereuri și combustibil mineral solizi. Exportul de cereale a împins masiv traficul de mărfuri din portul Constanța. Anul trecut au plecat de aici, pe mări și oceane, 24 de milioane de tone de grâne, către țări cum ar fi Israel, Egipt, Coreea sau Franța. Apoi, în luna februarie, a izbunit războiul din Ucraina, iar mărfurile ucrainene au plecat la export tot prin Constanța. Cifrele de trafic au explodat. Mărfurile transportate în containere au crescut cu 10%. Practic, am început să deservim piața Ucrainei. Această creștere de 10% înseamnă, în termeni nominali, aproximativ 40.000 de noi containere care au trecut prin terminalul nostru. În noul context geopolitic, portul Constanța a ajuns la răscrucea două magistrale de comerț intercontinentale. Primul coridor naval aduce mărfuri din Asia prin Oceanul Indian și prin Canalul Suez. Al doilea coridor din Asia urmează vechiul drum al mătăsii. Conform Eurostat, Constanța a devansat portul Pireu din Grecia, care a căzut de pe locul 9 până pe locul 13. Cel mai mare port din Europa rămâne Rotterdam, cu 470 de milioane tone marfă, de 7 ori mai mult decât Constanța. Nici la profitul net nu încape comparație. Rotterdam a câștigat 240 de milioane de euro, iar la Constanța profitul e de 10 ori mai mic. În schimb, Constanța are 872 de angajați în port, în timp ce olandezii ne depășesc nu cu mult. Discrepanța cea mai mare e la foloasele comunității. Portul olandez a dat orașului Rotterdam 70 de milioane de euro pentru cheltuieli și investiții. Portul Constanța n-a dat orașului niciun leu. Tendința se menține în continuare și în anul 2022, având până în prezent o creștere de circa 10%. Sunt premize ca anul 2022 să reprezinte pentru portul Constanța un an cu un nou record. Până la acest trafic record, în top figurau rezultatele înregistrate de porturile românești în anul 1988, în 2008 și în anul 2019. Și atunci, ca și acum, cerealele au avut recorduri absolute. Compania aeriană Blue Air va fi preluată de statul român. Practic, statul va deveni acționar majoritar și va prelua 75% din acțiunile companiei aeriene. Asta după ce Blue Air a anunțat că a intrat în incapacitate de plată și a suspendat toate zborurile începând cu luna septembrie. Procesul de preluare a fost demarat deja, însă până la preluarea oficială vor trebui parcurse mai multe proceduri, așa că nu se știe încă și când va fi finalizat. Bucureștiul se întoarce în anii comunismului, când lipsa căldurii și apei calde era ceva obișnuit. Mai multe avarii au avut loc în ultimele zile, iar rețeaua de termoficare și așa șubredă a cedat. Sute de blocuri, dar și instituții publice nu au apă caldă și căldură. În săptămâna în care temperaturile de afară au scăzut mult, oamenii încearcă să se descurce cum pot. Sectoarele 2, 4 și 6 sunt în continuare fără apă caldă și căldură. Dacă până acum vremea a ținut cu oamenii, iar în case temperatura a fost una potrivită, de acum vremea va fi tot mai rece, iar în unele case este mai frig decât afară. Cred că ne dă cu porții, adică să zic așa, seara, în jur de ora 18, călii. Mai pornesc aerul condiționat, mai
un calorifer de la Paulei cu termostatul, să vedem. Inexistentă, din moment ce e inexistentă și căldura și apa, ce să vă spun despre? Ne-am întors în epoca respectivă. Administrațiile locale spun că furnizarea agentului termic nu intră în atribuțiile lor, dar au încercat să găsească soluții și să vină în sprijinul oamenilor. Primăria sectorului 2 sprijină cu limita competențelor pe care le are. Noi am avut cel mai mare buget pentru învelopări termice. Anul acesta am făcut destul de multe blocuri. Am avut 193 de blocuri în acest mandat învelopate termic. Reprezentanții Termoenergetica spun că problemele sunt din cauza unei avarii minore, iar în câteva zile se va rezolva. Lucrările sunt aproape gata, urmează punerea în funcțiune, deci se vor rezolva până mâine, poimine. Avarii au avut loc în mai multe zone importante ale capitalei. Peste 400 de blocuri au fost lăsate fără apă caldă și căldură acum în prag de iarnă. În ceea ce privește apa caldă, este o bătaie de joc imensă, pentru că nu se anunță, lumea nu știe când se oprește apa caldă, nu știe când vine apa caldă și tot timpul trebuie să facă manevre de verificare la robinet. Sătui să mai depinde de rețeaua publică, oamenii au început să caute singuri soluții și pentru a avea apă caldă, mulți au început să-și monteze boilere. Când ajung acasă, primul lucru, nici nu mă dezbrac, nu fac nimic, vin direct la ajutorul de nădejde, care este aici, îl pornim și începe să încălzească apă. În mare parte, boilerele sunt cele mai căutate. Au o rezistență mică, un consum mai mic, cu acumulare de apă, în funcție de litrajul pe care îl dorește fiecare. Sunt ușor de montat și ușor de folosit. În funcție de capacitate, prețul unui boiler începe de la 300 de lei și poate ajunge până la 1200 de lei. Este mai ieftin decât o centrală termică, dar diferența se vede în factura la curent. Factura de energie, clar, s-a dublat chiar bine, chiar vă spuneam, într-o săptămână 100 de kW. Deci, într-o săptămână de lipsă totală de apă caldă, 100 de kW sunt în plus înregistrați pe contor. În acest moment, peste 1.200.000 de bucureșteni sunt racordați la rețeaua centralizată. Și în timp ce mulți români tremură de frig în propriile apartamente, cu caloriferele oprite de teama facturilor, într-un oraș din vestul țării, localnicii deschid geamurile pentru că uneori e prea cald. Se întâmplă în Beiuș, unde prețul gigacalorie este de doar 145 de lei, e cel mai mic din toată țara. Aproape tot orașul e încălzit cu apă geotermală, o resursă care nici măcar nu poluează. Aflat la aproximativ 60 de km de Oradea, municipiul Beiuș a fost așezat pe o adevărată comoară, un zăcământ masiv de apă geotermală. În urmă cu mai bine de 20 de ani, aici au fost realizate primele foraje. Tot atunci, numeroase blocuri au început să fie încălzite cu această resursă. Treptat, municipalitatea a racordat majoritatea locuințelor și instituțiilor din oraș la bazinele pline cu apă fierbinte care iese direct din sol. Extragem apa geotermală de la 3000 de metri, vine la 83 de grade, intră în schimbătorul de căldură și... La ce temperatură merge spre locuință? Acum la 42 de grade, în funcție de cerințele asociației. Până la 55 de grade, cât ne cere asociații. Apa merge pe un circuit bine stabilit și se întoarce în pământ prin pompele de reinjecție. Astfel, pierderile sunt aproape zero. Facturile la întreținere sunt mici, chiar și în condițiile în care prețul gigacaloriei a fost majorat anul acesta cu 70%. În apartamente, temperaturile sunt uneori ca în lunile de vară. Deci la minus 5, 7, 8, 10 grade, poate 15, eu stau în intime, să zic așa. Deci fără nicio problemă este perfect. Câte grade aveți în casă, așa aproximativ? 22-25, reglez în funcție după cum necesită. Am apartament cu 3 camere. Mai deschideți și geamul? Încă nu acum, dar sunt situații în care mai deschidem și geamul dacă e prea cald. În lunile maxime va fi undeva cam la 250 de lei pe două camere și cam 350 de lei pe trei camere încălzirea. Prețul de acum este 145 de lei per gigacalorie, preț fără TVA. Până în prezent, respectiv finele anului trecut, prețul era undeva la 80 de lei preț fără TVA. Nu mai avem emisii de dioxid de carbon,
Efectiv, este cel mai verde lucru, să zic așa, care, zic eu, la ora actuală poate exista privind încălzirea locuințelor. La fel și instituțiile din oraș sunt încălzite cu ajutorul apei geotermale. În această unitate de învățământ, în care învață peste 1000 de elevi, temperatura constantă este de 22 de grade Celsius. Înainte se încălzea cu lemne, cu păcura această instituție, și de când suntem cu apă geotermală, pot să vă spun că pe luna octombrie am avut un cost foarte scăzut, în jur de 7000 de lei, în condiția în care instituția are peste 44 săli de clasă și aproximativ 81 de încăperi, cu grupuri sanitare, cabinete. În următoarea perioadă, municipalitatea din Beiuș vrea să extindă rețeaua de încălzire bazată pe apa geotermală pe toată suprafața orașului. Societatea în care trăim stă sub semnul stresului și pare că nimic nu e prea mult pentru a-l combate. Un centru spa din Japonia oferă un serviciu numit vinoterapie. Vă explic în ce constă acest procedeu imediat la Focus. Amenințări fără precedent din Coreea de Nord. O rachetă intercontinentală a fost lansată în această dimineață și a aterizat în apele teritoriale ale Japoniei. Oficialii de la Tokyo susțin că aceasta ar fi fost suficient de puternică încât să ajungă chiar și în Statele Unite. Lansarea vine după mai multe conflicte diplomatice între regimul de la Phenian și vecinii din Sud, care au desfășurat în ultima vreme mai multe exerciții militare alături de aliații lor americani și japonezi. Aceștia din urmă au promis chiar acum câteva zile că, în cazul în care amenințările nord-coreene vor continua, vor avea un răspuns ferm. Doi ruși și un ucrainean au fost condamnați de un tribunal din Haga pentru doborârea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines. Avionul trecea deasupra Ucrainei pe 17 iulie 2014, când a fost lovit în plin de o rachetă Buk lansată din apropiere de Donetsk. Prăbușirea avionului a provocat moartea tuturor celor 298 de pasageri și a echipajului de 15 oameni. Un al patrulea bărbat, considerat inițial vinovat, a fost achitat. Judecătorul care a dat verdictul spune că a fost imposibil de stabilit din probatoriu cum anume s-a acționat pentru doborârea avionului. Familia tinerei de 17 ani care a fost ucisă anul trecut de iubitul ei, un român de 23 de ani în apropiere de Sevilla, e șocată de decizia procurorilor. Aceștia cer pedeapsa minimă, deși spun rudele și avocaților, bărbatul ar fi trebuit să primească închisoare pe viață. Românul are și un copil cu fata pe care a ucis-o. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Yo, Rocío, le he querido, le he ofrecido todo de mi vida. Le-a ofrecit mi casa, mi dinero durante 6 ani. Asta spune Adrian într-un interviu la numai câteva zile după ce familia a dat-o dispărută pe iubita lui. Se întâmpla în iunie 2021. Cu sânge rece și cu gesturi demne de actor de Hollywood, românul privea spre cameră și spunea, fără să ezite, că nu are nicio legătură cu dispariția adolescentei. Sí, por supuesto, yo me quito la mascarilla que me vea la gente y que vea la gente que yo no soy maltratador. La numai câteva case distanță, familia fetei aștepta vești de la poliție. Suspectul a fost de la început Adrian, cel cu care Rocío avea un copil de numai 4 luni. Ulterior, poliția a început să găsească în mai multe părți ale orașului punși cu bucăți de corp uman. Analizele genetice au arătat că era vorba despre Rocío. Adrian a fugit și a stat ascuns câteva zile. S-a predat însă când și-a dat seama că nu mai are nicio scăpare, mai ales că poliția din întreaga Spanie îl căuta în toate colțurile țării. Românul și-a recunoscut faptele și a povestit cu lux de amănunt cum și-a ucis iubita. De la jumătatea lui 2021 este în arest preventiv, iar procesul lui începe abia acum, iar întreaga Spanie îl va urmări, mai ales pentru a înțelege de ce procurorii au cerut pedeapsa minimă de doar 14 ani de închisoare. 3 oameni și 53 de câini au scăpat cu viață printr-o adevărată minune după ce un avion s-a prăbușit pe un teren de golf înzăpezit din statul american Wisconsin. Aeronava a fost grav avariată. Aripile s-au rupt în întregime și peste 1000 de litri de kerosen s-au scurs din rezervoare. Nu este clar de ce s-a prăbușit avionul. Accidentul este investigat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și de Administrația Federală a Aviației. Toți câinii, precum și cei 3 oameni aflați la bord, au fost răniți, dar viața nu le este pusă în pericol. Câinii se află acum sub supravegherea unui medic veterinar.
Angajații din peste 100 de cafenele Starbucks au intrat în grevă în semn de protest pentru condițiile improprii de muncă. Aceștia se plâng de salariile mici, de programul haotic, dar și de obstacolele puse de patroni împotriva sindicalizării, care ar fi mers până la concediere abuzive. Greva intervine într-un moment cheie pentru vânzările lanțului, în care o promoție cu cești gratuite ar fi trebuit să aducă sute sau chiar mii de clienți la fiecare punct de lucru. Oficialii companiei neagă acuzațiile și susțin că ar fi respectat drepturile de asociere ale angajaților și că demiterile ar fi intervenit doar în cazuri de încălcare a politicii firmei. În acest moment, Starbucks deține peste 32.000 de cafenele în toată lumea. Celebrul prezentator Jay Leno a primit grefe de piele pentru tratarea arsurilor grave de pe față și mâini după ce garajul în care lucra a luat foc. El va fi supus unei noi intervenții chirurgicale săptămâna aceasta. Leno a suferit arsuri de gradele 2 și 3 în timp ce se afla sub una din mașinile sale. Incendiul s-a produs din cauza unei scurgeri de carburant. Colecția prezentatorului, care cuprinde mașini și motociclete vintage rare, valorează zeci de milioane de dolari. Cleopatra și Regina Maria a Scoției sunt două dintre figurile istorice care făceau baie în vin pentru a-și menține tinerețea. Obiceiul, cunoscut ca și vinoterapie, nu a murit odată cu reginele. Un centru spa din Japonia este cunoscut pentru băile pe care le oferă curioșilor. Acum oamenii nu mai caută însă doar tinerețea, ci și sănătatea psihică. La centrul spa din Japonia, în piscine, se turna zilnic vin roșu franțuzesc. Oaspeții centrului pot face băi relaxante în licoarea lui Bacchus, dar și să savureze câte un pahar. Vinul roșu conține resveratrol, un antioxidant care protejează pielea. Haoriga sugoku ii no to, ato, so desu ne, nanka, hada no kanji ni mo. Japonia este o mare consumatoare de vin franțuzesc. În 2020, țara a importat numai puțin de 3,8 milioane de sticle, adică aproape jumătate din totalul exporturilor de vin ale Franței. Prețurile însă au crescut în acest an, așa că în timp ce unii se îmbăiază în vin, alții... Deși există stațiuni balneare cu vin în toată lumea, centrul spa Yanesun din Hakone, Japonia este celebră pentru varietatea de sortimente pe care o pune la dispoziția clienților. Pe lângă băile în vin, vizitatorii pot alege și băi în ceai verde, cafea, ciocolată sau sake, toate în numele sănătății și a bunăstării psihice. Deși este încă noiembrie, s-au aprins luminițele de Crăciun în câteva orașe mari. Bucureștiul e pregătit și el, dar mai avem de așteptat până la atmosfera de sărbătoare. În localitățile mici, bugetele sunt de criză, la fel și sărbătorile. Detalii imediat la Focus. Minte sănătoasă, în corp sănătos, spune o vorbă. Sportul e o mină de aur pentru sănătate, iar medicii ne recomandă să facem mișcare cel puțin 30 de minute zilnic. Dar atunci când exagerăm, el ne poate deveni dușman. Iată ce probleme putem avea dacă facem mișcare fără să respectăm anumite reguli. Ioana este o tânără care a început să meargă la sala de fitness în urmă cu 3 ani. A ales să facă sport pentru a se relaxa după orele lungi petrecute la birou, iar sportul a devenit un mod de viață pentru ea. În general, un antrenament durează în jur de 50 de minute. Iar după sală, bineînțeles că mă simt excelent. Aproximativ 3-4 antrenamente pe săptămână, dacă timpul îmi permite mai mult, 5 antrenamente pe săptămână. Antrenorul ei spune că sportul de sală trebuie făcut după anumite reguli. Prima dată când intrăm într-o sală de fitness, trebuie să începem să lucrăm cu un antrenor foarte bine pregătit. Poate să aibă la început un volum mai mare de antrenament, să se ducă și într-o oră jumătate, chiar și două, dar intensitatea să fie mai scăzută. În timp ce înaintăm în antrenament, putem să scădem puțin volumul la oră și să fie puțin antrenamentul puțin mai intens. Când te antrenezi 5 zile pe săptămână, este bine să faci și un masaj cel puțin o dată pe săptămână. Nu este un moft, spune antrenorul. Din păcate însă nu toți ținem cont de sfaturile specialiștilor. Îmi place să merg să not, dar nu prea mai apucat. Mergeam cam de două ori pe săptămână. Cât de des? 6 zile pe săptămână. Fac acasă și alerg. Am făcut și sală mai de mult. Cât de des? Cam
de 4 ori pe săptămână. Medicii atrag atenția că sportul practicat fără intervenția unui antrenor poate să dăuneze în timp sănătății. Avem o sumedenie întreagă de articulații care pot fi afectate odată ce apare debutul unui efort nespecific. Traumatismele cele mai frecvente sunt cele localizate la nivelul genunchiului, cu predominanță la nivelul meniscurilor sau chiar aparatului intern. Sportul făcut zilnic ne ajută să fim mai puțin anxioși și să avem oasele și articulațiile mai sănătoase, nu în exces însă și ideal ghidat de cineva care se pricepe. Un vis, așa descrie directorul executiv Pirelli calendarul de anul viitor. Scrisori de dragoste către muză se cheamă și e semnat de fotografa australiană Emma Summerton. Celebrul calendar surprinde esența feminității. E un tribut adus femeilor care au inspirat-o întreaga viață, începând cu mama ei. Andreea Berecleanu a vorbit cu directorul Pirelli la Milano pentru Focus despre a 49-a ediție a celebrului calendar. 14 modele, 28 de cadre complet diferite și o temă care îi trimite pe oameni cu gândul la un vis. Scrisori de dragoste către muză. Calendarul Pirelli de anul acesta este unul cu totul special. It is like a dream. There is something magic. So we wanted to give the feeling of the will of people to live a dream. And that is, I think, what Emma was able to do. She did something unique and she gave to all of us a dream. Cea care a dat viață celei de-a 49-a ediție a celebrului calendar, așteptat de o lume întreagă, este Emma Summerton, o fotografă australiană care sursă de inspirație au fost chiar femeile din viața ei. She was my choice, the choice of my team. So every year we try to select the quality and photographer like Emma are amazing. Ooh, it started in March and then we shot at the beginning of June and then we shot in London in July. So it was a lot of prep and organization. Emma este a cincea femeie fotograf din istorie care dă viață unui calendar Pirelli. În fotografiile armonizate perfect, muzele joacă diferite roluri, de regină, pictoriță, atletă, scriitoare sau chiar de elf. It was like a party. It was really fun. It was felt like dress up, like playtime, to be able to have each set be so diverse and different and to feel like you're almost in it. Calendarul Pirelli are o istorie de jumătate de secol. 40 de fotografi au lucrat de-a lungul timpului la cele 49 de ediții lansate până acum. Jurnalistul Focus, Marius Aizu, a fost premiat de Casa Regală a României. Altețele sale i-au mânat premiul pentru jurnalist de război și în zone de conflict. Numai anul acesta a fost de 4 ori în Ucraina, unde a realizat o serie de materiale Focus în prima linie. Alături de el au fost premiați și alți ziariști care au relatat evenimentele cauzate de războiul din Ucraina, dar și organizații precum Salvați Copiii și Salvamont. A relatat din Afganistan, fâșia Gaza, Siria, a fost martor al războiului din Georgia, în Donbas în 2014 și, de curând, din nou, din Ucraina. Domnul Marius Aizu. Cum este să primești acest premiu? E cu emoție, ținând cont că vine din partea Casei Regale a României. Sper că prin ce fac eu, prin ce faci tu, prin ce face redacția Prima TV, telespectatorii sunt mai informați și sunt informați obiectiv. De la începutul războiului din țara vecină, Marius Aizu a fost de 4 ori în Ucraina. A relatat din orașele bombardate și distruse de invazia rusă în cadrul campaniei Focus în prima linie. A simțit din primul moment că trebuie să fie în Ucraina, însă ce a găsit acolo i-a depășit orice așteptare, iar emoțiile au fost copleșitoare. Au fost foarte multe lucruri acolo. Un bătrân a cărui casă fusese distrusă, a cărui familie fusese ucisă și care își căuta resturi de mâncare și resturi de veselă mai găsise printre cărămizile și molozul casei respective. Aproape fiecare familie din Ucraina care a rămas pe drumuri n-are cum să nu te impresioneze. Alături de colegul nostru Marius Aizu au fost premiați și alți jurnaliști care au relatat din zonele de conflict, dar și organizații civice. Pentru a aduce omagiul nostru unei acțiuni de o generozitate și de un profesionalism desăvârșite. Salvați Copiii a primit o recunoaștere pentru implicarea civică și ajutorul umanitar pe care ONG-ul a oferit atât în pandemie cât și la granițele țării atunci când războiul din Ucraina a început. Nu prea suntem obișnuiți cu premiile. Este
frumos, e cald așa, este onorant să primești o așa apreciere. În cadrul galei organizate de Casa Regală România a fost premiat și Salvamontul pentru curaj și acțiunile în care au reușit să-i salveze pe oamenii rămași blocați pe munte. Intervenim ori de câte ori este nevoie și faptul că de peste 15 ani putem să spunem că nu avem acțiuni ratate. Gala a fost organizată în contextul provocărilor lumii actuale, războiul și pandemia. Marile orașe aprind rând pe rând luminile de Crăciun. Sibiul și Craiova au furat deja startul, în vreme ce în capitală pregătirile sunt în plină desfășurare. La polul opus, în micile localități de provincie, criza economică a determinat o tăiere masivă a bugetelor alocate festivităților de iarnă. Primul târg care se va deschide în capitală va fi cel din Piața Constituției. Va fi gata pe 20 noiembrie. O roată panoramică de 36 de metri înălțime. O roată panoramică ce va asigura o capacitate de aproximativ 156 de persoane pentru o tură. Iubitorii de sporturilor de iarnă pot experimenta patinoarul de acolo, cel din Piața Constituției, un patinoar care are aproximativ 600 de metri pătrați. 5 zile mai târziu își va deschide porțile și cel din drumul Taberei. Magia cu care am obișnuit pe cei care vin la Antol și la Nevârsit, ceva din magia unui festival, și bineînțeles activități cum ar fi Casa lui Moș Crăciun, o roată, un carusel. Vor fi peste 60 de vendori în perimetrul târgului și sunt convins că toată lumea va găsi ceva. Bugetul e undeva în jurul la 1 milion de euro, atât e investiția pe care am făcut-o noi. Și în Timișoara, autoritățile au început montarea instalațiilor de Crăciun. Sunt peste 100.000 de beculețe, mai mult ca anul trecut. Risipa de energie este în acest caz temeinic motivată. Orașul va fi capitală culturală europeană în 2023. Nu sunt singurele noutăți de care vor avea parte vizitatorii. 4 tuneluri luminoase, o sania lui Moș Crăciun cu 2 renii hămați la sanie, un brad nou de 16 metri, steluțe ca decorațiuni suspendate, adică steluțe care sunt și stele mari, de fapt, de mai bine de un metru. La Cluj-Napoca, târgul de Crăciun se deschide vineri. Aici accentul e pus pe economie. Vrem să economisim mai mult energie, vor fi de ajutor. Și la Oradea, pregătirile sunt în plină desfășurare. Austeritatea e cuvântul de ordine. Bugetul în acest an este redus față de alți ani. Este în valoare de 565.000 de lei. Dacă marile orașe încă se întrec în organizarea de evenimente specifice sezonului de iarnă, în orașele mici criza se resimte din plin. Bugetele alocate au fost tăiate masiv. Savant, explorator, speolog și biolog a explorat extraordinarul și nemaivăzutul și a pus bazele biospeologiei, studiul faunei din subteran. Vorbim despre Emil Racoviță, cel care a fost comemorat ieri printr-o conferință internațională organizată de fundația care îi poartă numele din Cluj-Napoca. La 75 de ani de la moartea sa, cei care vor să-i aducă moștenirea mai departe fac tot ce pot ca descoperirile sale să dăinuie și ca alții să-i calce pe urme. Fundația Emil Racoviță pentru știință și explorarea mediilor extreme a fost înființată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prin activitatea sa acolo, Racoviță reușea la începutul secolului 20 să facă din Cluj centrul biospeologiei mondiale. Este o fotografie care ne amintește de Racoviță cu 90 de ani. El era pe aceste scări la intrarea în universitate din această zonă, după un seminar științific internațional de matematici la care participase împreună cu invitații din străinătate, pentru că unul dintre marile merite a lui Racoviță, dintre multele și marile merite a lui Racoviță, este că a introdus universitatea în circuitul mondial științific. Profesorul Simion Simion vorbește de fiecare dată cu drag și admirație despre Emil Racoviță. Se bucură că fundația care îi poartă numele organizează acum o conferință internațională la care sunt invitați vorbitori din toată lumea. Este vorba de prima parte a vieții lui Racoviță, care a petrecut-o în Franța, și acele contribuții ale lui atât la studiul vieții la Polul Sud, cât și în ceea ce privește stabilirea unei noi științe, a biospeologiei, fundamentarea ei, sunt scoase în evidență de către vorbitori. Conferința a avut loc online și s-a concentrat atât pe descoperire cât și pe aventurile din viața lui Racoviță. 20 days of impressive discovery in the Antarctic Peninsula. They had thought at the end of the summer and the ship
was trapped in the ice pack. They spent 10 months overwintering on this ice pack, and some made a risky exploration. Scopul fundației este să dezvolte o rețea de cercetare bazată pe spiritul și conceptele savantului și să atragă tinerii care își doresc să exploreze, să caute, să cunoască. Este un model pe care noi încercăm să-l urmăm și tinerii sunt invitați să-i cunoască trecutul și să-i aprecieze perspectiva viitoare. 45 de minute, atât a contat România în meciul cu Slovenia. Chiar și așa, rezultatul amical este unul nefericit, dar ascultați explicațiile oficialilor după pauză. Tot atunci veți vedea cum s-a instalat iarna în nordul țării și prognoza pentru weekend. Revenim! Imagini spectaculoase au fost filmate în județul Suceava. Mai multe localități bucovinene au fost acoperite de un strat gros de zăpadă. Cei mai încântați au fost, evident, turiștii care au profitat din plin de vremea de iarnă. Drumarii au intervenit cu utilajele ca să dezăpezească și să scape de stratul de omă depus pe șosea. Meteorologii anunță că temperaturile vor continua să scadă și în zilele următoare în zonele montane. Zăpadă, cum zice aici, că urmează să scadă și în zilele următoare? Da, doar că până acum am avut în sudul țării temperaturi peste normalul perioadei și vor mai continua să fie, dar la munte și în Moldova o să ningă și în weekend. Așadar, dacă plecați la munte, bine, asta în primul rând, nu uitați să vă schimbați cauciucurile de iarnă, să nu fiți luați prin surprindere, apoi să vă bucurați de zăpadă și de vremea de iarnă și sper să vină și la noi. În capitală astăzi ai văzut ce soare, ce frumos, 20 de grade. Da, Georgia, am așteptat glumesc la ploaie și la toate lucrurile astea vară și 35 vor predomina de grade. Ploi în celelalte zone în weekend. Da, vă dau mai multe detalii după generic. Mai întâi mergem în Europa, unde vremea va fi închisă, apar precipitații, în general vor predomina ploile. În zonele de munte, nord și nord-est va fi lapoviță și ninsoare, iar în sud averse însoțite de tunete și fulgere. Vântul, să știți că o să bată mai tare în regiunile vestice și sudice. Astăzi scad valorile termice în nord și în partea central nord-estică. La noi în țară, maximele mai urcă puțin și vor fi peste normalul perioadei, iată, vom avea temperaturi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în nordul Moldovei și mai ridicate în sudul extrem până spre 18 grade. Cerul va fi noros în cea mai mare parte a țării și începând cu orele amiezii o să înceapă să și plouă. La munte vor fi precipitații mixte, iar în sud și sud-est ploile vor fi sub formă de aversă. Mâine va fi rece în nord și nord-est. În a doua parte a zilei, precipitațiile se vor extinde dinspre nord-vestul țării către toate zonele. Va ploua, vântul o să aibă intensificări și izolat o să se formeze și ceață. Maximele se vor situa între 3 și 16 grade. Duminică, în Moldova și în Carpații Orientali, valorile termice vor fi scăzute, la începutul zilei o să și ningă, apoi ninsorile se vor transforma în lapoviță și ploi. În extremitatea de sud-sud-est vor fi averse cu descărcări electrice, în timp ce în restul țării o să plouă pe suprafețe mari. Maximele se vor încadra între 0 grade în nordul Moldovei și 20 în sudul Dobrogei. Ei bine, în capitală, acum de dimineață, vremea a fost închisă, cu ceață, pe parcursul zilei va fi norat și spre seară vor fi și averse. Maxima va atinge la amiază, iată, în jur de 15 grade. Mâine, în prima parte a zilei, vor fi câțiva nori pe cer, apoi ei se vor înmulți și seara va și ploua, iar maxima va ajunge până spre 16 grade. Rămânem cu valori termice totuși peste normalul perioadei. Și duminică o să mai plouă, vântul o să devină și el activ și nu vor fi mai mult de 12 grade. La munte, precipitațiile se extind, o să ningă majoritatea masivelor, se va depune și strat nou de zăpadă, iar pe creste vântul o să agite atmosfera cu peste 80-90 de km pe oră. În weekend să știți că vremea rămâne rece, o să ningă, apoi treptat ninsorile se vor transforma în lapoviță și ploi și este posibil să se și depună polei. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, vă las în continuare cu Daniel și noi ne revedem la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă!
E bine, în condițiile în care vremea se schimbă atât de tare și vine iarna, putem să mergem la Craiova și Sibiu pentru că s-au aprind luminițele. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Rămâneți pe Prima TV pentru că de la ora 14 Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. O zi excelentă în continuare. La revedere!